Direcția pentru Cultură Suceava a avizat demolarea clădirii care deservește autogara din zona centrală a orașului. Nu le-a fost greu specialiștilor să adopte decizia pentru că edificiul nu figurează pe lista monumentelor de patrimoniu. Un beneficiar a solicitat în baza unui certificat de urbanist care îl trimitea la obținerea unui aviz, a solicitat obținerea avizului de la Direcția de Cultură pentru desfințarea construcției care nu este monument istoric, dar care este într-o zonă reglementată urban, a solicitat avizul nostru. Lucrurile trebuie înțelese însă bine, că eu constat că nu se înțelege bine. Noi când dăm aviz, spunem, este demolabil, nu spunem că se demolează. Deci, responsabilul cu urbanismul în localitate este edilul, instituția edilului. El spune dacă se demolează ceva sau nu se demolează, se construiește sau nu se construiește. Nouă ni se cere punctul de vedere, adică din punctul vostru de vedere, clădirea este demolabilă și noi spunem da. Este demolabilă, drept care am eliberat avizul. Pe de altă parte, există informații că această clădire a fost ridicată pe un bătrân cimitir armenesc. Din informațiile pe care le avem noi, sub clădirea respectivă s-ar afla un cimitir armenesc. În această situație, dacă se va dezvolta un nou proiect acolo și sunt informații și în acest sens, ce trebuie să facă constructorul pentru descărcarea arheologică? Trebuie să respecte prevederile unei legislații foarte precise. Dacă știm și noi, suntem avertizați, nu știm dacă cimitirul este armenesc sau nu, dar suntem informații firește relative, nu sunt duse până la capăt cercetările, că în zonă sunt urme ale unui cimitir. Dar în zonă cu urme ale unui cimitir se construiește de multă vreme. Pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care se demolează, nu cred că se întâmplă ceva decât doar dacă se extrage și asfaltul, cimentul de pe suprafața respectivă, însă în momentul în care se încep lucrările de construire, noi încă nu avem nicio idee despre aceste lucrări de construire, nu știm ce vor fi, cum vor fi, ce se va construi. În momentul acela, în baza prevederilor legale, am spus, legea e foarte clară în privința aceasta, beneficiarul va cere ceea ce am indicat și în avizul pentru demolare, asistență de specialitate a unui arheolog. În locul autogării din Suceava se va dezvolta un complex rezidențial pe o suprafață totală de 17.145 de metri pătrați, din care 9.829 de metri pătrați reprezintă terenuri private, iar diferența reprezintă suprafața aferentă drumurilor și amenajărilor pentru circulația publică. Cele trei străzi care vor fi înglobate în noul ansamblu rezidențial sunt strada Armenească, Dragoș Vodă și Vasile Alexandri.